Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O întâmplare fabuloasă pe aeroportul din Atlanta, Statele Unite, în urma căreia cineva a încasat un bacșiș de 60.000 de dolari. De fapt, sunt donații, da? Na. Așadar, un influencer mărișor din state, e speaker motivațional și pastor, Carlos Whitaker, îl cheamă dacă vreți să-l căutați, are cam 220.000 de abonați pe Instagram. Deci Carlos aștepta un avion care tot întârzia și a atras atenția un pianist care interpreta câte ceva la un pian din zona de așteptare. Și Carlos a devenit din ce în ce mai interesat de interpret și s-a apucat să caute detalii despre acest muzician. A descoperit că e vorba de Tony Carter, un muzician în vârstă de 66 de ani, altfel o viață cam dificilă, bolnav de rinichi, care face dializă noaptea și vine ziua să cânte la aeroport ca să mai strângă câte un bănuț. Și pastorul nostru influencer a început să filmeze cu telefonul, pentru că de ce nu, dacă ai cont pe rețelele sociale, trebuie să adaugi mereu conținut, s-a apropiat de pianist, l-a felicitat pentru felul în care cântă, după care i-a văzut borcanul de bacșișuri, cam gol. Și l-a întrebat dacă are și vreo aplicație de luat bacșiș. Asta mi-a atras atenția, în primul rând, faptul că există aplicații de plătit bacșiș și de luat bacșiș. Există, da? Sunt mai multe. Asta pe care o folosea el se cheamă Cash App. Și Luca, ne facem cont chiar acum. Pianistul i-a spus că da, are. Ce te strâmbi așa? Nu vrei? Nu știu, trebuie să încerci. Uite cazul de aici. Deci a strâns 60.000 de dolari. Dacă nu ai aplicația, știi cum e, trebuie să... Ai devenit atentă? Bun. Deci, pianistul i-a spus că are aplicația asta, așa că influencerul a transmis pe Instagram abonaților lui, 200.000, că pentru 40 de minute va transfera de la el, interpretului, toate donațiile ce urmau să fie făcute. Adică a zis, uite, de acum faceți-mi donații și 40 de minute tot ce-mi dați se transferă automat în aplicația pianistului lui Tony. Și au început să curgă banii. $1, $5, $20 și așa mai departe. În scurt timp, suma a ajuns la 10.000 de dolari. Și atunci Carlos s-a apropiat de muzician și l-a informat despre sumă. I-a zis, prietene, vezi că ai 10.000 de dolari. Pianistul era să facă infarct. Uite chiar și anunță atunci abonații că o să lase activă aplicația pentru donații timp de 24 de ore. Spune, omul s-a bucurat atât de mult și reacția voastră a fost atât de formidabilă, încât știți ce? Hai să vedem până unde putem să ajungem. 24 de ore, toate donațiile merg direct în contul lui. Și, la final, bam, 60.000 de dolari pentru acest pianist care se luptă să supraviețuiască. Și Tony, asta e continuare foarte frumoasă, Tony s-a declarat uluit de această întâmplare, evident că a ajuns la știri, toată lumea s-a dus să-l filmeze, să-l intervieveze și așa mai departe, s-a declarat absolut uluit, dar a declarat că nu simte că banii sunt de fapt ai lui. Și a mulțumit donatorilor și a spus că va dona la rândul lui o mare parte din suma primită unora altor oameni despre care el crede că au mai mare nevoie de bani decât el. Și mi s-a părut interesant să vă spun asta și poate că vă inspira astăzi, prieteni, să faceți o faptă bună, oricât de mică sau de mare, important e să încercați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.